acum la Hala la Minori din Capitală, acolo unde primarul Robert Negoiță își lansează oficial candidatura. Îl vedem în imagini pe președintele PNL Nicolae Ciucă. Haideți să-l ascultăm. Electorale. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Nicolae Ciucă pentru mesajul transmis. Vreau să rog să vină să se adreseze adunării noastre pe domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat. Nu știam de ce e scenă așa departe, am înțeles că se dansează pe urmă. Bună seara, bună seara domnule președinte Nicolae Ciucă, președinte al Senatului și al Partidului Național Liberal, doamnelor și domnilor, prieteni, colegi, camarazi. Cred că era normal să începem la unul dintre cele trei sectoare. Ori la sectorul 3, ori la sectorul 4, ori la sectorul 6. Normal că Robert, ca de fiecare dată, își complică singur existența, s-a operat alaltăieri. Astăzi ne-a organizat pe toți în această sală și mâine e și ziua lui. Sunt cele trei sectoare unde sunt trei primari pe care eu niciodată nu i-am văzut la televizor să explice că nu se poate. Nu i-am văzut niciodată la televizor cu motive, orică n-au majorități, orică i-a deranjat cineva, orică anumite forțe politice și anumiți interlopi sau anumite interese financiare deosebite nu i-au lăsat să-și facă meseria. Nu l-am văzut nici pe Robert, nu l-am văzut nici pe Daniel, nu l-am văzut nici pe Ciprian. În această postură, cum am văzut-o pe doamna Clotild, cum am văzut pe Nicușor, explicând în continuu de ce n-au putut, de ce nu au realizări. Ceea ce a reușit Robert împreună cu dumneavoastră, că niciodată nu poți să faci nimic singur. Este un lucru extraordinar și ne arată că se poate. Când am intrat în politică după Revoluție, credeți-mă pe cuvânt, că n-am crezut că o să fiu pe aceeași scenă eu președinte al Partidului Social Democrat cu domnul Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, și împreună să avem și un slogan, stabilitate și dezvoltare. Cele două partide care când se apropia campania electorală, de obicei ne urcam pe scenă și spuneam huo. Începeam să vorbim unii despre alții, cum este mai bine să fim noi să nu fie ei, cum e mai bine să fie ei să nu fim noi, cum să găsim motive și vinovați pentru toate nerealizările. Consider că și București și România are nevoie de o forță unită între cele două partide, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, pentru construcție, pentru stabilitate politică, pentru viziune, cum și Bucureștiul are nevoie de o stabilitate în Consiliul General, în consiliile de sector, de primari și de o echipă și de un proiect administrativ al Bucureștiului. S-au săturat românii și bucureștenii de explicații că nu se poate. De ce avem șobolani? De ce arată parcurile cum arată? Ba e al meu, ba nu e al meu, ba eu nu pot să intervin. Ne-am săturat de scandal. Este momentul să ne asumăm împreună
o nouă cale, o nouă viziune, o viziune de construcție.